Ciao, tati, poate să se și relaxeze după atâtea episoade în care am făcut numai review-uri la scule, la unelte, la stații de ascuțit sau v-am învățat cum să vă uitați după oferte și să găsiți cele mai bune prețuri, în special la bere, iar că am ajuns să ne și relaxăm, pe era și cazul, doar e vară, deși se anunță niște ploi, dar haideți să vorbim despre o chestie interesantă. A fost în ofertă la Lidl săptămâna trecută și cumva am zis de atunci că vreau să vi-l prezint. Este suportul de hamac care e la 219 lei. Apare cam o dată la an, uneori de două ori pe an și eu îl consider best buy. Deși are câteva puncte slabe, o să vi le arăt imediat, dar vă arăt și care sunt alternativele și de ce cred eu că acesta este Best Buy. S-a pus și vântul între timp, tot m-am gândit de dimineață să filmez, dar m-am luat cu treaba și pe când m-am apucat, numai bine, bate vântul în microfon. Bun, hamacul de la Lidl, 219 lei, poate părea o sumă destul de mare pentru el, dar primiți și acest cadru, ăsta de jos, și asta face toți banii, pentru că în mod normal un hamac de genul acesta îl găsiți și prin Dedeman la 50-60 de lei și atunci te întrebi, ok, și de restul de bani ce primesc? Primești cadrul care e făcut din niște piese metalice, are aceste colțuri aici care ajută ca atunci când te așezi pe el să nu îți scape. Deci atenție cum puneți cârligul ăsta, că noi am pățit-o cu un prieten. Și apoi aceste bare. Și de ce e mișto? Pentru că barele iarna le poți desface foarte, foarte ușor. Sunt piulițe, efectiv. Și tot hamacul este făcut din 9 piese. N-ai cum să le încurci, ai ABC. Deci e foarte, foarte clar. Ceea ce nu-mi place, v-am zis că nu este perfect, este că deși sunt strânse la maxim, piesele astea tot se mișcă. Dar se mișcă atâta timp cât nu stă nimeni în hamac. În momentul în care te-ai pus în hamac, lucrurile se cam rezolvă. Un al doilea aspect care nu-mi place este că hamacul este un pic micuț pentru cât este de lat cadrul. Sau de lung cadrul. De acolo până acolo. Și atunci e un picuț sus să te pui în el. Dar cu un pic de antrenament, poți să stai și la soare. Și vă ziceam eu vouă că vă explic de ce cred eu că e un best buy. Păi, 50 de lei hamacul, îți rămân vreo 170 de lei. Atunci, dacă vrei să-ți faci un cadru pentru hamac, astfel încât să poți să stai relativ ok, fie ai doi copaci sănătoși, groși și puternici, la o distanță corectă între ei, fie cumperi un cadru metalic sau un suport pentru lemne, care te mai costă și alea. Și hai să vă arăt despre ce vorbesc. Vecinii mei și-au luat un asemenea cadru, vedeți bucățiile alea de metal. Strict acele bucăți de metal și capetele de sus de care este prins hamacul costă pe site-urile de anunțuri undeva la 200-250 de lei, 150 de lei, depinde cum le mai prinzi. Acum, dacă mai pui la calcul că îți mai trebuie și ceva lemne, destul de groase, și o să mai dai și pe lemnul acela undeva la între 50 și 100 de lei, deja ai sărit de prețul acestui cadru. Unde mai pui că lemnul putrezește? Dacă este ținut în apă și trebuie lăcuit constant, pe când acest fier îl poți strânge iarna și nu mai ai treabă cu el. Atenție însă că atunci când îl cumperi, nu lua ultima bucată așa cum am făcut eu, disperat fiind să o găsesc, și am fost absolut conștient că nu e complet. Eu nu am primit sacul de depozitare, fiind ultima bucată, am zis ok, îl iau și așa, asta e, dar acel sac este foarte, foarte potrivit iarna când vrei să depozitezi hamacul. În rest, tati score, băi, i-aș da 10 din 10 dacă picioarele alea nu s-ar mișca așa de mult și dacă ar fi un pic mai lung ca să te poți așeza un pic mai ușor în el. E foarte ușor să te basculezi, să te dai peste cap din cauza înălțimii mari pe care o are. Până atunci ai da un 9 din 10 și e foarte,
foarte, foarte mișto de pus în grădină acest hamac. Îl recomand din tot sufletul, când îl mai prindeți în ofertă, puneți mâna și luați-l repede, 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 Tati Score 9 din 10. Până data viitoare, vă doresc relaxare plăcută!